După ea... Oh, coordonarea ținută la... Efectiv, da. Avem loc, avem loc. Da. Stați la un thumbnail. Vine și voi din cadouri, pare mai mult. Ah. Hei, bună, ce faceți, dragii mei? Mult timp a trecut de când aceste două doamne n-au mai fost pe canalul meu, da, împreună, ca bună domnișoare, mă rog. Și m-am gândit astăzi să fiu drăguță cu ele, să le dau niște cadouri, dar cadourile astea nu vor veni fără muncă, ele... Foarte frumos în pachetă. Da, super. Haideți să nu... Deci tocmai ce le-am rugat să nu-mi dea shame pentru modul în care îmi pachetez cadouri. Am zis super, n-am Vreau să fiu în cea mai bună lumină, eu. Pentru a câștiga unul dintre cadouri, va trebui să răspundă la întrebări despre mine, să vedem cât de bine mă cunosc. Dacă una dintre ele nu va ști să răspundă, va trebui să răspundă următoarea. Dacă nu răspunde, rămâne cadoul la mine. La final veți putea face schimb de cadouri. Dacă nu vi se potrivește și nu v-a plăcut, puteți să schimbați. Nu sunt cadouri de alea, nu știu cum, dar destul contează. Știm că nu ești Mr. Beast. Nu sunt, nu. Le-am luat în 10 minute, efectiv, pe toate. Hai. Cine începe și alegeți-vă de aici un cadou. Eu vreau ăsta. Ok. Eu vreau ăsta. Wow, ce e aici? Hai, ale, stai. Păi nu, că prima dată, hai, începe Maria, că e... Prima întrebare. Ia. Yeah. Când am avut TBC, cât am stat acolo internat? Okay. Zi-mă că maică-ta întotdeauna va ști să răspundă la întrebări despre tine când erai copil. Nu te baza. Că era acolo. Nu te baza și vezi că ți-am povestit și ție. Eu cât am fost internată când aveam 2 ani și am făcut pneumonie? Trebuie să vezi dacă știu 2 săptămâni? E, prostii. Am stat niște luni de zile. Hai, spunea. Tu ai stat ceva de genul 4 luni și erai prin clasa 7 sau 8-a. Ai stat mult ai și erai bine că am stat în clasa 8, dar nu e răspunsul corect. Când răspund eu acum? Da. Cam 2 săptămâni am stat internat. S-a stins becul. S-a stins becul. Efectiv. Bă, la cât de dramatic povestea Irina, părea că a stat 2 săptămâni. Eu așa. Aghici Maria, am stat 2 luni. Propria. Da, da, te lăsa să mai vii pe acasă. Stai puțin, mă lăsa să vin un weekend. Păi da, asta e. După 2 săptămâni m-au lăsat să vin un weekend acasă și apoi am stat 2 luni. Eu desfac cadou. Wow! Încă o agendă! O agendă de la Pepco pe față. O agendă pe față. Hai că e cute. E ce poți să-ți pui bani. Da. Sau când merg la grădi. Dacă nu vrei poți să o schimbi. Când merg la grădi. Miroase ascult. Ia miroase un pic. Fii atent. Băi, mă bate joc de cadourile mele. Wow, pixel cu sclepe. Hai ca să-ți drăguțe, uite, să așa pasteluri. Vezi ce înseamnă să fii lacom și să te ajungi cel mai mare cadou? Uite cu floricele. Alege din cadourile astea. O să-i prea grea, ca... Hai, alege. Hai. Unde de carte? Dă-mi asta mare. E prea mare și pare un atlas ceva. La ce oră am născut-o pe Victoria? 5.55. Bravo, deschide cadou. Ai dat măcar atât să știi. Mai repede. Poate să-i iei. Îți rup tantura și linia ta. Ia ce-ai primit, Camelia? Da, asta era de fapt pentru Maria. Păi eu dau Maria dacă îmi vrea, ce? Maria, îmi face schimb. Bravo! Eu nu. A făcut schimb. Hai. Hai. Next. Așa. Măi, Maria. Facem testul. Nu ne că cu ce vlogul ăsta? De pe bune, ce vlogul ăsta? Hai că arăși eu mai bine. Aleg acest cadou pentru vlogul hai meu. Hai să vedem. Dar pentru vlogul meu. Ne concentrăm pe vlogul ăsta. Da, bine, atât gata. Vreau. Gata. În caz că n-ați înțeles, Camelia are canal de YouTube și pe care îl găsiți în descriere. Acestui și canalul. Da. Așa, câte kilograme? Stai mă, nu deschide când ai răspund la întrebare. Nu deschideam. Câte kilograme aproximativ am luat în timpul sarcinii? Știu. 18 aproape 20. Da, bravo. Da, bravo, hai deschide. Mamă, dar eu am mult. Cât am luat eu. Cât am luat eu între un carton. Un portofel? Ah, mă vedea de cine ăsta, mă? Tara! Ne-ai văzut! Ne-ai 2
Ăsta. Uite, un cârnat. E, un cârnat. Dacă vreți să vedeți cum am machiat-o așa frumos pe Camelia, intrați la mine pe canal. Băi, dar terminați cu promourile astea. Gata. Ce premii am de când m-am apucat de vlog? Spune-mi la ce le-am câștigat, gen... El? Așa. El care... ăla de plecat în America. Show surprise. People's choice. People's choice. Și la alții. Mai e unul. Viva. Da, bravo. Bă, bravo. Ce tare. Ia. Sunt. E un cadou super. Ce? Ce? Efectiv. O banană. Mai și o filită. Asta e mai caut, terminată, săracă. Asta. Hai. Dacă eu vă pus și Barbie, eu leșin. E o pâine. Cel mai apreciat. Așa. Vlog de pe canalul meu. Ăla primul. Muntean. Că era cu Cristi, dar oricum ăla cu Cristi Muntean. Ăla e, da. E, vezi? Dar știam. Și de ce vorbești tu la... în rândul ei? Da, eu am zis așa. Da, e voie. De asta vreau și eu. Maria face schimb. Ce-i dai? Bă, uite un pic. Ce-i dai, banana? Enumără câteva din ele. Cine tale? Da. Ce, orice fobie. Păi ți-e frică să nu mă duc eu? Să fie frică de oameni. Sau frică. Să ce? Să nu trec în lumea elaltă. Doamne ferește. Păi, dacă ți se pune ceva pe față, o pernă, ceva. Da, așa. Atât, nu știu. Eee. Mai sunt. Zice și Maria. Păi trebuie să zici trei. Efectiv. Maria asta mai mult cu tine. Zici și tu trei. Mami a stat o viață cu mine. Ți-am zis două. Nu-mi place să stau în întuneric niciodată. Urăsc, mi-e atât de frică de întuneric, cum e super frică de întuneric. Da, da, ai dreptate. Mi-e cel mai frică de întuneric. Și de fenomene de astea inexplicabile, paranormale, foarte frică. Spirite. Da, ai câștigat că rămâne aici în casă și îmi place și mie. Ce e? Și-s curioasă. Bă, da, chiar voiam să eram curioasă. Pe mine da, pentru că donează bani. Da, 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 vreau și eu, da, da. Atunci băia bun. Donează, a donat mulți bani, gen a donat tot ce a strâns de pe cartea asta de până. Și e foarte tare, din câte am înțeles. Apropo de... A noastră când urmează să facem și noi una. Că dacă apuc eu să scriu, eu am două volume. Păi prima dată trebuie să știm să scriem. Păi scriu alții pentru noi. O scriu eu. Eu doar vorbesc. Ce scrie în ea? Fai de capul meu, o să fie coadă când o să semnez. Eu deja mă văd că dau autograme. Păi și eu să zic ceva. Da, spune ea. Apropo de frica de paranormal și inexplicabil și din astea, i-am zis lui Irina cu două ceri că dacă sunt un oglind noaptea, o să vadă morții. Păi să acoperă oglinzile. Era superstiție, dar e stupidă. Deci cum dacă te uiți noaptea? E stupidă, dar a fugit de lângă oglindă, ca să înțelege. Gen. Mi-a zis, nu te uita în oglindă, că îți vezi morții. Și după aia eu am fugit și era... S-a stins. Nu, ăsta e un vlog... Băi, uite plecăm cu balonul după ea. A căzut lampa. Una mai era. Una mai era. Nu, am ajuns la o concluzie. Nu o să mai fim în formula asta. Ce nu-mi place să mănânc? Enumără câteva chestii. Nu-ți place piureul fără trufee? Irina, azi. Ne-a gătit Bogdan astăzi, când noi am avut treabă și a făcut aripioare și cu copănele, cu tot felul, cu sos super bun. Și a făcut și eu un piure de cartofi și zicea, mie nu-mi place piureul de cartofi fără trufe. Nu! Că la Sadu, Camelia numai trufe ți-a dat. Da! Nu, numai trufe i-a dat să mănânci când era bebe. Nu era așa. Am zis apoi că, bă, eu dacă sunt la restaurant, niciodată nu comand piure, dar dacă e cu trufe, îmi comand. Că-mi place super mult piureul cu trufe. Eu cresc trufe la Sadu. Ai plantați din trufe, nu? Da, da, leu de leu. Nu mănâncă prăjituri, mi-i plac prăjiturile de casă. Decât dacă au ciocolată. Decât dacă au ciocolată. Așa. Dar ți-am zis trei. Păi da, dar primele două nu sunt. Bă, ceva ce mami sigur știe să răspundă la asta. Păi dacă ea ți-a gătit și ți-a dat de mâncare. Eu nu ți-am gătit. Hai, ai voie să o ajut, mami. Dar tot ea ia cadou. Tot ce-i Bob nu mănâncă? Bob? Gen de mazăre, pasăre. Așa.
Tot ce e sănătos în general nu mănâncă. Dacă îi dai KFC, da, fără e prima. Tu îl mănâncă, n-are nicio prima. Scuroci, curioci, calori. Wow. Niște culori. Când e desenat. Culori! Și ascuțitoare! Ce tare! Mie chiar îmi place. Da, drăguțe. Tu ai nimerit cadourile alea, măi. Mișto săraca, mami. Păi și mami, primește asta sau nu? Aici e o cutie de bomboane, după cum puteți vedea că e. Eu mi-am dat seama că e bomboane. Spune trei tatuaje pe care le-am. Elefanții. Da. Karma la gât. Da. Rick și Morty la picioare. Ai aici pe spate cu mine, regina e măta. Tu, mami, ce cadou primești, iubita? Ăsta a fost vlogul. Ce părere aveți de cadouri? Mie îmi place cel mai tare asta. Bine, eu m-am ales cu o banană și un caiet. Și asta. Și banii? Și asta. Mamă, dar toate. Uite Maria cât te-a luat. Maria are noroc. Da. Numai de uite ăsta. Vezi, mami, tu faci alegeri proaste. Uite că le știu, Maria. Vă mulțumim că v-ați uitat. Nu uitați să ne dați și noi acolo un like, să mergeți și la noi pe Instagram. Intrați și la fete, mâncau și de canal de YouTube. Păi, dar și le au un bio, doar nu vrei să zic eu numele. Gata, pupi! Pupi, pa! Pa, 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 pa!